Cancerul este recunoscut la nivel mondial drept o problemă majoră de sănătate care afectează milioane de oameni în fiecare an. Cercetările de laborator au arătat faptul că o serie de alimente au un impact direct asupra combaterii dezvoltării celulelor canceroase. Brocoli, care face parte din categoria legumelor crucifere alături de varză, conopidă și varză creață, are un conținut ridicat de fitochimicale și antioxidantul indol-3-carbinol. Aceștia reduc riscul de cancer de col uterin, cancer de sân, gastric și de prostată. Întrucât fitochimicalele sunt enzime sensibile la căldură, pentru a păstra beneficiile pe care le aduce brocoli organismului, leguma trebuie consumată în stare crudă. Zmeura, murele, afinele, dar și căpșunile conțin concentrații mari de fitochimicale numite antocianine, care încetinesc dezvoltarea celulelor premaligne. Aceste fructe protejează organismul și împotriva bolilor de inimă și au un efect antiinflamator. Roșia. Acest fruct suculent este cea mai bună sursă de licopen, un antioxidant puternic cunoscut pentru prevenirea formării anumitor tipuri de cancer. Acesta reduce de asemenea riscul de boli de inimă și este un antiinflamator natural. Licopenul este eliberat atunci când roșiile sunt fierte, de aceea roșiile conservate au concentrații mai mari de licopen decât cele proaspete. Nucile conțin fitosterol, care blochează receptorii de estrogen din celulele cancerului de sân, încetinind ritmul de creștere a celulelor. La fel ca și ceapa, prazul și arpagicul, usturoiul ajută la combaterea cancerului de stomac și de esofag și reduce riscul apariției cancerului de colon. Printre compușii usturoiului care luptă împotriva cancerului se numără quercitina, alicina și compușii organosulfurați. Consumul regulat de fasole cu bob negru sau albastru, care conține o cantitate importantă de tirozină și lizină, s-a constatat că reduce semnificativ incidența cancerului de colon, dar și a cancerului de sân, relatează sfatul medicului.ro.